Curtea Catedralei Romano-Catolice a fost aseară scenă pentru orchestra și corul Operei Naționale Române din Iași. Mesajul acestui eveniment, la care au luat parte zeci de oameni, a fost îndreptat către cei greu încercați în aceste vremuri tulburi. Noi dorim prin acest spectacol să aducem un omagiu victimelor acestei pandemii, dar în același timp și o mulțumire celor care ne-au ajutat, ne-au îndrumat, medicilor în special. Acest concert este foarte important pentru că ne mișcă sufletește, este vorba de concertul de misa Requiem de Mozart, o misă cunoscută de majoritatea, dar care este dedicată celor răposați, ca asta și înseamnă, adică odihna cea veșnică, dă-le lor, Doamne. Artiștii spun că au trăit clipe unice, încărcate de emoție. Pregătirea, să spunem că este echivalentul cu cea pentru un rol. Însă pregătirea în cazul acesta a fost mai mult sufletească. Din păcate, această pandemie a adus multă suferință și a întristat multe suflete și vrem să aducem și noi puțină alinare.